6 membri ai unui clan din Corabia prinși în flagrant delict după ce au intrat peste un bărbat în casă, l-au bătut și i-au furat banii și actele. Polițiștii i-au ridicat pe suspecți în timp ce îi cerau victimei suma de 12.500 de lei în schimbul restituirii documentelor. Adu-i marte. E bine, ți-aduce actele, îi dai bani. Da. Îi dai galbeniuri? Nu, bani. Bun. Nu de ce să ne certăm cu tine. Cei 6 bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu, furt, șantaj și lovire sau alte violențe.